Stimați prieteni, trebuie să fac un disclaimer. Acest subiect personal mi s-a dat extrem de greu. Când am început să urmăresc tot ce s-a întâmplat de marți încoace, am crezut că nu mai trăiesc într-o țară în care măcar aparent există și este respectată legea, ci într-o casă de nebuni în care sunt plasați toți juriștii neamului și toți ca unul cu carnet de membru al PAS. Și cel mai grav e că toată această istorie nu e despre partidul Șor, ci despre încălcarea principiilor de bază ale democrației. Dacă până și eu sau alți oameni care mereu au privit cu antipatie către personaje precum Ilan Șor și mereu am detestat modul lui de a face politică, ajungem la concluzie că există o mare problemă în ceea ce s-a făcut în cazul partidului Șor, atunci este evident că liniile roșii ale democrației au fost nu doar atinse, dar și depășite într-un mod grotesc. Rezumăm. Marți seara, Curtea Constituțională dă de pământ cu legea ilegală a PAS-ului. Miercuri dimineață, Comisia pentru Situații Excepționale tot a PAS-ului decide să modifice codul electoral repetat. După masă, Parlamentul, adică PAS, votează modificarea codului electoral în două lecturi, fără să consulte opinia Comisiei de la Veneția, un angajament internațional asumat de către Republica Moldova atunci când a aderat la Consiliul Europei. Iar în seara aceleași zi, Maia Sandu promulgă legea. Joi dimineață, cu o zi înainte să înceapă campania electorală, legea e publicată în Monitorul Oficial. Cortina. În scurt timp, după decizia curții, majoritatea celor din PAS s-au repezit să-și vâre coarnele în direcția domnicei Manole. Aceeași Manole care altădată a fost în ochii lor un adevărat erou. Domnica Manole se afla printre cei primii patru candidați, față de care eu mi-am exprimat opinia că CSM-ul ar trebui să vadă de ce acești patru candidați au fost respinși. Deci nu că au fost, nu au fost selectați, dar nu au fost admiși la concursul în guvern și în parlament. Erau niște semnale, erau niște semne de întrebare pe care le-am ridicat eu personal pentru mine și care am vrut să le împărtășesc cu membrii CSM-ului. Eu fiind membru acestui CSM, zic, uite, colegi, eu nu voi fi mâine la ședință, am anumite semne de întrebare, dacă sunteți de acord, le puteți lua în considerare. Deci, din punctul meu de vedere, alegerea unor candidați ar putea eventual prejudicia. Și a prejudiciat, doamna Stamatea? Dar poate ne spuneți și de Comisia de la Veneția și de avizul lor negativ referitor la legea inițială adoptată de către PAS, în grabă, prin care partidul Șor a fost nu doar scos în afara legii, dar și li s-a interzis tuturor membrilor să participe în alegeri timp de 5 ani. Comisia de la Veneția făcea praf din acea lege. Or, curtea știa de acest aviz, știa că urmează să vină și a luat-o înaintea lor. Să nu uităm nici de faptul că anume domnica Manole a fost desemnată în calitate de reprezentant al Moldovei în Comisia de la Veneția. Experții au luxul lor să stea și să spună, trebuia așa. Da, da, la modul ideal, da, trebuia orice decizii și orice mișcare să o consulți cu Comisia de la Veneția, dar sunt momente când trebuie să-ți asumi riscul și să mergi înainte. Ceea ce noi am făcut. Și noi o să o facem în continuare. Dacă situația o dicteze. Oare chiar am ajuns atât de jos încât o curte trebuie să evite potențialele rușini la nivel de UE? E adevărat că 2 din 5 judecători ai curții au avut opinii separate, doamna Șova și domnul Roșca, una numită chiar de către PAS, ea devenind cunoscută mai mult pentru altceva. If you are selected as the judge, what would be the ways you choose to communicate to the public about the activity of the Constitutional Court? I think the Constitutional Court must more developed the conversation with the authority public and with the society, because the Constitutional Court are independent authority of our state public authority, and she make Constitutional Court necessary for guarantee the constitutional superiority and to realize the principle of separate of power states and to responsibility of state in front of a citizen and the citizen in front of the state. Doriți primești o întrebare în franceză sau nu? Nu, mersi. În franceză e mai...
Și al doilea judecător, membru fondator al Partidului de Guvernament, fiica căruia lucrează la președinție, bine mersi. Coincidență, desigur, ca de obicei în cazul celor din PAS. Campania prezidențială Partidul Acțiune și Solidaritate a propus instalarea camerelor de luat vederi în incinta secțiilor de votare. Din păcate, PAS nu s-a oprit aici. Încercând să-și salveze imaginea, a schimbat codul electoral cu o însimțire care contravine oricăror principii democratice. Restricții, excluderi, amendamente peste amendamente, modificarea codului electoral cu doar 48 de ore înainte de începutul campaniei electorale, și asta în timp ce legea spune că acesta nu poate fi modificat cu cel puțin un an înainte de alegeri. Le-au interzis nominal pentru 102 de persoane să candideze neavând nici unul dintre ei, absolut niciunul, vreo decizie definitivă a instanței de judecată în acest sens, ca în cazul lui Șor. Deci, prezumția nevinovăției, care este garantată fiecăruia prin Constituție, este călcată în picioare. Ieri, Curtea Constituțională a dispus individualizarea criteriilor de restricționare a drepturilor unor cetățeni, inclusiv de participare la alegerile locale, scrutinul care vine. Și da, am observat că grupările criminale s-au bucurat că va exista un vid legislativ și asta le va permite să perpetueze efortul lor de a submina procesele democratice, de a continua să fraudeze alegerile. Ei, iată, nu s-a primit. Prin decizia Comisiei Situației Excepționale de azi dimineață, acest lucru a fost realizat. De unde atâta frică de o grupare criminală într-un stat de drept? De ce să nu o lași la alegeri? Ca să nu țitaleze eșecul? Păi, ăsta și este un eșec lamentabil. Frica această patologică, aproape oligofrenă, a guvernării față de un oligarh fugar, condamnat, stabilit în Israel, care nici măcar fizic nu poate să se prezinte în țară. Să-ți fie frică să pierzi în fața unuia ca ăsta, având la dispoziție toate instituțiile de forță, sursele media și financiare ale întregii lumii occidentale, asta deja este un eșec monstru, dragă guvernare. În mod normal, Curtea Constituțională ar trebui să declare și această ultimă decizie a Parlamentului tot ilegală, dacă va încerca cineva să o atace. Chiar și Asociația Promolex constată cu îngrijorare un șir de aspecte problematice vizând adoptarea ultimelor restricții a dreptului de a fi ales prin dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale și amendarea codului electoral de către Parlament. Mai mult, Comisia Electorală Centrală, subordonată politic total puterii, a dat aviz negativ acestei inițiative a puterii de a nu permite pentru 102 de persoane să candideze în baza unei simple bănuieli. Mâine, poi mâine, jumătate din țară poate fi exclusă din alegeri pentru că PAS-ul pe fiecare ne va bănui de ceva. Faptul că partidul majoritar are o rivalitate cu un partid politic anume și ei se răfuiesc de acum de 2 ani de zile și au găsit soluția pe care au găsit-o prin modificarea articolului 16, e o chestiune particulară. Parlamentul în general nu trebuie să dea legi cu dedicație sau legi care au un caracter individual. Legea trebuie să producă efecte generale. Mă refer inclusiv și la modificarea care s-a făcut astăzi. Semnale similare transmit și alte instituții din domeniu, care iarăși nu prea mai par dispuse să tolereze sau să fie complici la derapajele puterii mamă. Iar asta înseamnă că se surpă verticală. Chiar dacă codul electoral a fost modificat, Comisia Electorală Centrală și celelalte autorități nu au dreptul constituțional să aplice mecanic acele prevederi. O spun cu voce tare experții în domeniu. Primul lucru care trebuie menționat, primul fals care s-a vehiculat în spațiu public și în această seară iarăși din nou s-a discutat, precum că aceste modificări au fost operate pentru executarea Curții Constituționale. Este un fals în hotărârea Curții Constituționale prin care a fost declarat neconstituțional Partidul Șor. Nu figurează nici o literă, mai mult ca atât, nimic din acea hotărâre nu sugerează necesitatea de a opera modificări legislative. Atunci când Curtea Constituțională constată că trebuie operate anumite modificări legislative care decurg dintr-o hotărâre, ea emite o adresă. Credeți că cineva a ascultat toate aceste argumente? La ei acolo sus nu se aud argumentele, ci doar sunetul pantofilor Maia Sandu, care a și semnat decretul de promulgare a acestei pretinse legi, aflându-se în Portugalia sau Spania. Stop!
Dar paranoia puterii față de Șor nu se oprește nici măcar aici. Știți că a apărut o alternativă a partidului celui fugar, și anume Partidul Șansă, condus de jurnalistul Alexei Lungu. Acea șansă despre care eu cred că nu are nicio șansă. Păi iată, s-au dat indicații tuturor băncilor din Moldova să nu deschidă cont bancar pentru acest partid, ceea ce face imposibilă activitatea electorală a formațiunii. Nu are voie să dea publicitate, nu are voie să facă gazete electorale, nimic nu are voie care este contracost oficial. Și cum să face în așa caz campanie? Corect, ilegal, pe ascuns, cu plicuri. Ăștia de sus așa de tare vor să facă curat, dar tot murdar se face. Iată, mă gândesc, cum așa se întâmplă că Donald Trump, cu ale lui 6 dosare, pe care riscă în total vreo 400 de ani de închisoare, încă mai este lăsat să candideze pentru funcția de președinte, până și Curtea Supremă de acolo refuză să-l excludă din cursă. Probabil nu pricep ei în ale democrației. Trebuie urgent de trimis lor un desant pas ca să-i învețe. Cei de sus, care azi așa de ușor umblă pe la drepturile noastre constituționale de a alege și de a fi ales, au uitat cu totul că unicul suveran în țară este poporul Republicii Moldova. Și dacă poporul decide să voteze pe cineva, e dreptul lui suveran, inclusiv cu proștii, bandiții sau cei care chiar merită. Nu e în dreptul celor de sus să decide pentru popor cu cine el trebuie să voteze. Și să nu uite că ei se află acolo sus doar datorită poporului și doar temporar. Să nu uităm nici noi. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova.